Am avut ieri o discuție cu câteva foste cursante pe grupul nostru și în moment ce ele îmi povesteau câteva întâmplări legate de ceea ce urmează să-ți povestesc și eu, efectiv am simțit că mă trece un fior așa din vârful capului până în degetul meu de la picioare, pentru că am empatizat foarte mult cu ele. Am trecut prin același lucru și am înțeles atât de bine felul în care ele se simțeau în momentul în care îmi povesteau ceea ce au pățit și ceea ce li s-a întâmplat. Am să spun foarte pe scurt și am să vorbesc în numele meu pentru că și-am trecut prin asta. După cursul de bază am început să aplic extensii de gene, am făcut modele, așa cum este și normal, după care am început să iau cliente care, bineînțeles, îmi plăteau acest serviciu. La fiecare clientă aplicam aceeași formă. Mergeam pe aceeași formă, formă clasică, pentru că îmi era comod și deja îmi era familiară, îmi era destul de ușor să o fac. Însă observam că la o clientă vine foarte bine forma respectivă și chiar eram cât de cum mulțumită de ceea ce fac, chiar dacă eram începător, însă la unele cliente arăta groaznic. Și acolo începeam să mă frustrez și nu înțelegeam unde greșesc. De ce uneori îmi iese bine și alteori arată foarte rău setul de esențe de gene. Începusem să mă frustrez pe subiectul ăsta și începusem să am teamă tot timpul când aplicam un set de extensii nou unei cliente care nu au mai fost la mine pentru că era așa, ca un joc de noroc. O să iasă bine sau nu? Hai să vedem la final. Cu ochiul închis mi se părea că arată foarte bine. În momentul în care clienta deschidea ochiul, lucrurile erau schimbate. Momentul în care, să spun așa, m-a atins culmea frustrării și supărării, a fost când o clientă s-a ridicat, a deschis ochii și mi-a spus: dar de ce mi se lasă ochii atât de tare? Este normal? Mi se pare că e foarte lăsat. Eu vedeam acest lucru și efectiv am lăsat capul în pământ și n-am știut ce să-i răspund, pentru că normal că nu era normal și că nu arăta bine. De ce se întâmpla lucrul ăsta? Pentru că nu știam să analizez corect clienta. Mergeam pe o formă clasică pe care am învățat-o la cursul de bază și doar pe aceea o făceam. Nu știam să mă orientez după fizionomie, după ochiul clientei, după nimic. Pur și simplu făceam aceeași formă și la unele cliente normal că le arăta bine, la altele nu. Este foarte important să știi să analizezi o clientă și este foarte important să știi ce formă îi se potrivește și, bineînțeles, ce curburi trebuie să folosești pentru a obține acea formă. Eu atunci lucram cu o singură curbură și aceea era ce plus. Nu aveam cum să obțin foarte multe forme. Așa că, în acest curs de 5 săptămâni de perfecționare, am dedicat două module acestei părți legate de formă, despre cum analizăm clienta și toate formele în aplicare, cum facem schemele pe APEC și care sunt formele de alungire și de ridicare. Cum să analizezi o clientă corect, după ce trebuie să ne ghidăm atunci când analizăm o clientă, care sunt formele în aplicare, cum le desenăm pe APEC și ce curburi trebuie să folosim în funcție de forma aleasă și, bineînțeles, de forma ochiului clientei. Pentru că avem atât de multe forme de ochi, atâtea particularități și, din păcate, și imperfecțiuni pe care noi, prin setul de extensii de gene, trebuie să le ascundem pe cât posibil. Să facem lucrul să arate mai bine, nu mai rău. Așa că, draga mea, mai este timp să te înscrii. Pe data de 19 începem cursul online și abia aștept. O să fie un cumul foarte mare de informații, printre care și această parte legată de formă. Îți las link în bibliografia profilului meu, pe prima pagină. Asta în cazul în care vezi clipul pe Instagram sau TikTok. Dacă îl vezi pe Facebook, îți las un link în primul comentariu sub acest videoclip, unde poți să citești toate detaliile despre curs, pentru că acest curs conține mult mai multe lucruri foarte utile din punctul meu de vedere atunci când vrei să te perfecționezi. Și dacă ți se potrivește și ți se mulează perfect pe nevoile tale, te aștept alături de mine.